Liviu face marele pas spre a fi urmărit și pe marile ecrane din postura de investitor cinematografic, actor și în România, și în România se spune din postura de inconștient. Inconștient, da. Toți prietenii mei mi-au spus, nu-ți băga banii în film. Băi, știi ce îmi place la tine? Că dacă tu crezi într-o idee, te duci în blană cu ea. Așa am fost toată viața mea. Mi-ai spus în pauză un lucru pe care nu știu cât l-am fi făcut, niciunul dintre noi. V-ați vândut casa ca să finanțați, mă rog, nu casa principală, o casă. Casa pentru iubitei tale, culme. Anda, da, e casa ei principală. Casa ei principală. Bă, da. Și-a vândut casa. Și-a vândut casa ca să termine Liviu filmul. Și-a vândut casa ca mișto... să nu mai avea unde să plece. Tu crezi că eu sunt nebun la cap? Nu. Nu fi bun la nimic. Glumesc. Glumesc. Ea știe că glumesc. Urât, da, da. Ea știe că glumesc. E un gen mișto. Da, m-am... păi, na, acum nu mai mă ajut. Păi nu mă ajută? Sau cum? Mă ajut numai eu? Trebuie să fim împreună toți. La... A făcut un gest mare. Asta zic, hai să-l apreciem. Mi-a demonstrat dragostea ei mai mult decât, mai mult decât că mi-a dăruit tu. Un copil superb. A făcut treaba asta pentru că m-a văzut că eram disperat și eram terminat. Mi-era rușine de toți prietenii mei pe care i-am băgat în filmul ăsta și nu aveam cum să-i plătesc. Nu mai aveam variantă. Că doar știi ce bani sunt și da. nu mai știam ce să mai fac. Deci nu mai știam, crede-mă că a fost prima oară în viața mea. Eu am datorii de când mă știu pe planeta asta, am credite, cred că de la 16 ani am credit. Dar acum, pentru că eu țin foarte mult la proiectul ăsta și aveam, am niște oameni cu care eu vreau să mai lucrez, că a fost o echipă mișto. I-ai făcut și pe ei să creadă. Da, și nu, echipa pe care am avut-o la film a fost o echipă chiar sudată și de oameni profi și Bugean, care e un regizor ciudățel, nebun, a fost mulțumit. De oameni, înseamnă că oamenii și-au făcut treaba așa cum trebuie. Premiat prin America, n-are cum să fie altfel. Da, știi? Dacă, nu, dacă el a fost mulțumit, îți dai seama că și eu, am, la rândul meu, am zis, Bugeane, cum? Bă, perfect. Deci la film, și el montează acum și mai trimite filmulețe, zic tot timpul, trimite-mi să văd și eu. Eu am văzut, nu se pot da încă, pentru că există un timing într-o orice lansare de acest gen. Am văzut o variantă inițială de trailer, care arată chiar foarte mișto. Da, arată, probabil că și de... finalul va fi cumva asemănător la eu ce am zis, tu știi că eu am venit aici arătat? Pe canapeaua asta când l-am făcut și m-am lăudat un pic singur. Eu nu vorbesc tâmpenii și eu nu mănânc... Mi-ai zis că va fi cel mai bun film român făcut vreodată. Da, cea mai bună comedie făcută după Filantropica. Așa mi-ai zis. Filantropica așa mi-ai zis, dar întotdeauna există subiectivismul, știi? Da. Și ochiul stăpânului îngrașă vita. Asta vom spun, vedea dacă și lumea și oamenii vor considera asta. Ar fi minunat pentru tine și... Acum un apel aproape umanitar. Dacă doriți ca Liviu să nu ajungă... Bă, mă, crezi că eu am vrut să fac nu ajungă, dar dreptul pe drumuri are nevoie de 200.000 de spectatori pe durata proiecției filmului în cinematograf. Nu, ideea e simplă. Așa reușește să stea pe linia dragi de flutie. Prieteni, cei care ne urmăresc. Și mă bucur că sunt la Dan, că văd că se uită lumea și iau de la 18 la 70. Mulțumesc Dumnezeu, cine știe, poate am 500.000. Nu e vorba, ieșiți la film. Ieșiți exact. La film românesc, pentru că am văzut niște statistici de pe net și oamenii merg la film, de la filmele americane, la producțiile astea mari. E cumva firesc, dar am început și noi să facem filme comerciale. Pentru că noi făceam filme de artă, de festival, da, unde te uitai, ieșai cu creierul picior peste picior, nu înțelegeai ce a vrut să zică, dar era tot te lăsa artă, la un final, te lăsa, dar nu vreau mai arte, am mai spus. Asta bă, duceți-vă mă la festivale cu arta voastră. De ceva vreme a început și industria românească de film să producă filme comerciale. De succes, și tu le știi. Mai mult sau mai puțin bune, dar se fac. Și asta e foarte important. Eu vin, deci, încă o dată, eu o să vin în luna lui martie, e posibil să lansăm mai mult ca sigur. Eu mai vin cu ceva, am niște prieteni foarte buni care s-au asociat alături de mine și nu știu dacă ați mâncat vreodată Dabo kebab, Dabo sandwich, Dabo... Așa se numește tipul de... Da, Dabo. E o chestie... Și-a urma la felie de a fac ei pâinicile, fac ei tot acolo înțeleg. Propriu din, știi? Și ei au spus așa, fiecare cred că om... am mâncat la Cluj, dacă e același lucru. Am mâncat la Antron, la unul dintre ghiretele de la festival. Am mâncat un fel de șaormă, dar pusă într-o... Da, boi, zice, da? Da? Nu știam că se numește așa, dar foarte bună. Cum e șaorma, kebab, mebab, da, înțeleg, așa? Da. E, prietenul ăsta al meu a zis așa, fiecare om care vine la film... Primește o de-aia? Da. Bă, gratis. Mă vii cu biletul de film, te ești la film, da. Dai 25 de lei sau cu biletul. Și apoi te duci în oraș cu... Și cu biletul ăla de la film te duci la orice Dabo din România și noi facem cinste, pentru că va fi de ziua mea pe 17, mai fac cinste cu un Dabo.
Înțelegi? Și eu, o să mai fie o grămadă de surprize, o să vreau să dau și vă 3-4 ținute, adică să rog oamenii să vină la cinematograf. Să se simte și să fie sigur. Ar fi prietenii tăi. Și sincer, cum sunt eu, dacă filmul e o mizerie, să posteze toți pe Instagram și pe toate rețelele de socializare, Vârciu s-a lăudat, e un idiot, să nu mai facă în viața lui niciun film. Sigur, gusturile sunt diferite. Unii s-ar putea să considere. Da, dar vreau să văd, oamenii să fie sinceri. Înțelegi? Cu toate lucrurile astea pe care noi le facem cu filmul, vrem să scoatem oamenii din casă și să-i aducem în sălile de cinematograf. Pentru că acum sunt o grămadă de producții de-astea, de firme de-astea online, care îți dă filmul la botucalului, te-ai pus pe canapea, ești comod. Ideea era asta, să ieși din casă, să mergi la cinematograf, să scoți iubita la cinematograf sau una pe care vrei să o... Întotdeauna român. O să aleagă la străine, 3 filme străine, unul românesc sau 4 filme străine, unul românesc. 2% aia din populația, 2% merg la film românesc, 2%. Da. E și mi se părea, zic, bă, omul e nebun. Bine, Chișu fiind prietenul meu de viață. A lansat unul dintre filme, nu știu dacă Ursul sau primul, și era nebunit, domne, uite ce mi-au făcut ăștia, să lansează odată cu Iron Man. Pe vremea aia să lansa Iron Man în weekend-ul ăla. Zice, mă omoară. Și eu mă gândeam, zic, bă, dar ăsta nu mai e realist. Cine vrea să ducă la Iron Man nu se va duce. Adică nu e un public... E un public total diferit, știi? Cum, ce să alegi între Iron Man și primul, cred că era, primul film al lui Chișu. Nu știa nimeni ce o să fie. Și el zicea, uite bă ce mi-au făcut. Zic, băi, bă, Dane, trebuie să fii realiști, frățioare, normal că lumea o să aleagă Iron Man. Este un film de... Nu, e greu. Un milion, da, greu. Un miliard buget, 500 de milioane, cât dracu e, știi? Dar el, săracul, încă de atunci... Da, mă, vezi avea... Iron Man, dar te mai duci și la românești. Și m-am dus la lui, și era senzațional și al lui. Pentru că Chișu, lumea, probabil că cine a văzut... Duci la Iron Man. Este primul dintre cei care au început să facă filme cu adevărat comerciale. Bravo lui! Bravo lui! Și bravo încă de acum 15 ani, 10 da, ani. Da, dar mai sunt ceilalți care fac un film, te duci la Iron Man și pleci de acolo, bă, mișto film. Da. Vine un pic tras de păr, hai! Și dacă mergi la un film de românesc, o comedie sau comedie de asta, ciudat-o, că te lasă la final, n-a murit nici ăla, dar nici nu trăiește, n-a născut nici aia, dar nici n-a murit. Ei nu s-au căsătorit. Nici s-au căsătorit și te lasă, pac, final. Bă, jură-te, pe bune mă lăsați așa? Și nu te mai duci atunci. Pleci de la film și spui, bă, care o mai călca aici? Da, da. Și au dreptate cei care nu ies. Da, pare că o perioadă în filmele românești nu aveau finaluri. Da. Să necau ca țiganul la mol. Să nu mai spun că eu nu vreau să intru în polemici de-astea cu nimeni. Bă, da, statul ăsta român... Așa. Am spus, ca să nu spun. Da. Bă, ne merităm să... Și în film, acum când m-am lovit de ele, cu CNC-ul ăsta, iubit și drag. Tu faci cum făcea Serghei cu restaurantele. Bă, cine, bă, nu se poate. Da. Adică eu m-am dus la sponsor, da? La niște prieteni de-ai mei. Și am zis, bă, nu pot să te plătesc dacă tu nu ai luat de la CNC. Păi bă, dacă iau de la CNC, ce mai am nevoie de tine? Adică e o chestie de-asta, cu bani faci bani, cu nimic nu faci nimic, te bagă nimeni. Un cer vicios în care nu poți ieși. Da, și îți dai seama la CNC acolo, noi am luat niște un punctaj de nu vrei să știi. Nimeni în drum. Nu știu pe cine nu iubește cineva pe acolo, nu. De ce? Prost, suntem pe ultimul loc. Bă, tu îți dai seama ce le fac eu cu filmul ăsta al meu dacă eu ies blockbuster. Noi am fost ultimul loc. Ce se punctează? Bă, la debut trebuie să fie 6 puncte din start. Regizorul, Bugean, care are o grămadă de premii la scurtmetraj până America, până Drag să-l bată. S-a mai filmat și el un pic pe acasă cu covor în spate și cu o cupă. De asta i-am făcut-o noi la glumă. Adică are o grămadă de premii. A luat 0. I-a dat puncta 0. Și toți regizorii ăștia care eu știu ce împing ei pe acolo sau ce trag sau ce aia, au punctaje de ferească Dumnezeu. Și s-au dat 3 filme. Bă, nu puteți să faceți treaba. Împărțiți-mă! 3 filme care nici nu cred că o să fie. S-au plătit acum 3 ani un film și eu l-am căutat pe internet să văd și eu. Bă, ce filme au făcut ăștia de la CNC? Nu există. Au luat banii. Au făcut un film, a avut 10 spectatori. Stați-vă un pic, mă, ne luați la mișto? Da. Îți dai seama dacă filmul meu e blockbuster? Ce fac eu? Cam și gura asta spurcată. Bă, tu îți dai seama ce fac eu? Pe Unirii dezbrăcat. Mă, CNC pe spate, mă, toate. CNC, asta e exact, CNC pe spate. Faci ca Mircea Badea când s-a închis afacerea, s-a dus în față la guvern cu omul Sembi, știi? Când era, da, bă, dar așa îți vine normal, să faci, știi? Să ieși să le-o tragi. Da, hai da, pentru popor, nu? Bă, dam și nu, stai un pic, că nu am cerut cum iau ăștia milioane. Bă, eu am vrut banii pe care i-am băgat. Eu și, bineînțeles, și noua mea parteneră acum e că e Anda, îți dai seama că trebuie să o bag în firmă. E coproducător. 25% să vezi scandal acum cu banii. Că ți-a luat 3 lei, dar mi-am luat jumate. Stai te pupă cele 3 cameriste din film. Nu știu dacă am voie să spun cine sunt. Da, dacă nu e o surpriză. Prietenele, da. Este Paula Chirilă, Monica Angel și Carmen Tănase. Le pup și eu și le mulțumesc. Și mi-au dat o fotografie cu o scenă din film.
Le pupăm și le mulțumim că se uită la noi. Baftă multă și lor. Eu... Da, mi-am băgat banii în film inimă, toți. Că am încredere în ce spune Liviu. Sunt dator nu vândut. Că e prietenul meu de o viață, dar am încredere și dovadă că am și sprijinit proiectul ăsta încă de la început. M-au ajutat aici, prietenii mei. Ascultă-mă, zice, am un prieten în militar, nu vreau să-i dau numele, pentru că a fost un domn și mi-a dat o sumă măricică de bani. Ba, așa, m-a văzut că-s disperat și mi-a zis, mă, ce vrei, mă? Zic, ba, ajută-mă cu filmul ăsta, că nu mai știu unde să mai mă duc. Și m-a dus, dai seama, dacă Anda și-a vândut casa, zic, asta zic, cu toate astea a trebuit să-și vândă casa iubită. Da, păi, mai am vot 50 ceva de mii de plată și nu sunt, înțelegi? Dar seama cum, ce e la american 50 de mii? Cum să uită ei la ce bugete? 50 de mii cred că e de la ăla de aduce sandwich-uri. Ia vină, mă, cu aduci și mie niște double astea. Da. Până la urmă, cred că toate eforturile astea, dacă vor fi încurunate de succes, se vor transforma într-o și mai mare satisfacție pentru tine, știi? Eu am încredere mare. Nașterea asta grea, în momentul în care iese copilul cel mai frumos de pe pământ, transformă totul în fericire. Dar încă o dată eu o să fac în scurt acolo, da, și îți mulțumesc, Dane. Când o să lansăm filmul, o să vin și o să mai fac o dată un apel, o să fac o campanie de asta foarte mare, să scot lumea la cinema. Oricum e un fel de biletul gratis, nu? Că dacă eu dau un sandwich și e un pic cam gratis. Asta s-ar putea să fie cumva, nu știu, ca idee de marketing să dăuneze. Ori ai încredere în el și ai încredere că lumea va... Eu am încredere, tocmai de-aia dacă vin... Va promova din gură în gură calitatea filmului, ori te aștept să vină cei care vor neapărat să mănânce un sandwich, deși nu cred că aceia vor fi majoritari. Dar și ce? E win-win. E ziua mea. Da, nu? E ziua mea. Asta, da. Bă, vă scot la masă pe toți. Da. Și mă cum des... un film, descoperi și un sandwich mișto. Ce? Discuția asta dacă este o idee de marketing bună sau nu, era când se vindeau... nu știu ce reviste care nu le-ar fi cumpărat nimeni cu cărți din literatura universală și cumpăra lumea pentru carte și arunca revista la unul. Stai-mă un pic, mă, că... Ai, nu, poate că e exagerată, eu da. Eu nu-i le dau... Dar legată de ziua ta e o idee mișto. Știi? Asta a fost ideea, să fim cu prietenii mei, prietenii, da, bă, să fim prieteni, da, ce corect. Fac cu ei? Și noi o să mergem, Timișoara, Arad, Cluj, când vor fi premierele, bine, după o săptămână o să mergem. Și în sala aia o să-i... Bă, cât sunt? Care vor să meargă cu noi la masă și ieșim cu toată distribuția la masă. Asta cu ei. E foarte tare. Și povestim un pic, să-mi spună ei, după film, știi? Părerea aia la rece. Ce nu ți-a plăcut, ce, cum și în ce. Ai grijă să nu-ți bage cineva cuțit în tine. Ai văzut ce s-a întâmplat, Doamne, știi? Tăticule, cu filmul premiera, când a băgat cuțitul în cine era, actor sau regizor? Actor. Actor în film, da. la premieră, i-a băgat unul cuțitul lângă el în sală. Și nu s-a vândut biletele după aia? Săptămâna trecută. Nu știu dacă ce filmă? Ia care? Unde? Ia să-l căutăm și noi. Ceva independent. Am văzut la știri. Ăla înjunghiat era ucigașul din film. Doamne, uite, ca să vezi cum e. Așa că ai grijă. Ferească Dumnezeu. Ai grijă. Iertați-ne. Ferească.